Nu știu câte tipuri de elevi care termină școala. Ăla normal. În sfârșit am terminat școala. Ăla mai normal. Bă, am terminat școala! Ăla anormal. Bă, ești nebun să termina școala, mă? Cum se termină așa repede? Cum ai nebunit? Ăla trist. Ăla chiulangiu. Da, bro, nu știu, 9, 10, nu știu, dar oricum știu că am absențe, da. Du-te, mă. S-a mort-o. S-a terminat școala. Bine, mă, hai că ne vedem atunci, pa. Ăla depresiv. Da, și cum ziceam, băi, Mihai, știu că s-a terminat școala, dar n-ai vrea să vii să facem niște exerciții la mate? La român atunci? Mihai? Alo? Ăla disperat de YouTube. La 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 la, abia aștept să voi la Alex Alvarez, la 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 la, și la Mimi, la la la. Ăla care primește înapoi lucrurile luate de părinți. Ei, mama, ia ghiș, a terminat școala, poți să-mi dai acum, te rog, tableta, PlayStation-ul, Xbox-ul, PSP-ul, telefonul, tableta, calculatorul și laptopul înapoi. Ăla care nu termină școala. Trebuie să învăț pentru bac. Ăla care nu termină școala 2. Trebuie să învăț pentru examen. Ăla care nu termină școala 3. Trebuie să învăț pentru sesiune. Ăla care termină școala de tot. Da, și eram curios dacă mai e disponibilă propunerea aia cu cules căpșuni în Spania. Ăla deștept care termină școala de tot. Da, eu sunt. Alo, bună ziua. Vreau să vă întreb dacă mai aveți locuri la KFC-ul ăla din mall. Ăla căruia este dor de colegi. Băi, Robert, deci știu că abia s-a terminat școala, dar nu mai pot de dorul tău. Hai, frate, să ne vedem. Spune să facem, să ne întâlnim undeva cu toții. Te rog eu frumos. Ăla căruia nu este dor de colegi. Băi, Mihai, să nu te mai văd în viața mea, neamul mătii de pro... Ce ai zis, mă? Băi, tu-ți morți, mă, că vin după tine. Ăla căruia nu este dor de colegi, dar are o treabă cu ei. Da, bă, Mihai, am luat eu cu ele. Când vii, mă, să-i spargem noi la roțile, ești nebun. Atât.